Autocolante cu mesaje de combatere a corupției au fost lipite pe toate mașinile de patrulare. Acestea mai pot fi văzute la intrarea în secțiile de poliție și în alte instituții de stat. Această companie, deci, are o, înseamnă o colaborare, în primul rând, cu societatea civilă. Și noi vrem să aducem acest mesaj pentru toți. Inspectorii de patrulare dau asigurări că sunt imuni la încercările unor șoferi de a-i corupe. Eu, ca începător, nu am întâlnit așa genuri de momente. Dar dacă v-ar propune bani, ce i-ați spune? Aș documenta cazul conform legislației. Cu toate acestea, superiorii lor vin cu măsuri suplimentare ca să prevină ispita de a lua bani de la cetățeni. Obiectivul nostru este ca fiecare polițist de patrulare să aibă camere de luat vedere, iată aici la pier, și absolut orice interacțiune între cetățean și polițist de patrulare să fie înregistrată online și automat transmisă la centru de videomonitorizare. La rândul lor, șoferii salută campania Inspectoratului General de Poliție, dar niciunul dintre ei nu a recunoscut în fața camerei că a dat vreodată șpagă polițiștilor. Ne stăruim că nu. A dat mie pe unui polițist? Nu. Nu a fost necesar. Cred că o cale legală ar fi mai simplu pentru toată lumea. Datele Ministerului de Interne arată că fiecare al doilea conducător auto oprit în trafic propune mită inspectorilor.